Mult stimate domnule Javier Solana, stimați colegi, onorați, stimați jurnaliști. Highly esteemed Mr. Solana, dear colleagues, journalists. Eu să-i mulțumesc în special domnului Solana pentru vizita efectuată astăzi în țara noastră. I would like to thank very much Mr. Solana for the visit taken today to the Republic of Moldova. După discuții telefonice care le-am avut cu dumnealui, am convenit că totuși să ne întâlnim aici, în Moldova, ca să discutăm problemele existente. After the telephone discussions with Mr. Solana, we have decided that he would come to the Republic of Moldova for discussing the issues. Am avut un schimb de informații referitor la situația din Moldova și până la 7 aprilie, adică în parcursul campaniei electorale, și după 7 aprilie. We have discussed with Mr. Solana the issues regarding the events that happened before the elections on the 7th of April. Sunt foarte satisfăcut de sfaturile care le-am auzit și ne le-au acordat nouă moldovenilor domnul Solana. I'm very grateful for the advices that Mr. Solana have given us. Care este, după cum cunoașteți, un specialist în domeniile acestea de conflicte în diferite țări. As you know, Mr. Solana is a specialist in the field of conflicts between different countries. Și clar că noi o să ne conducem de aceste recomandări. Certainly we will take into account the recommendations. Pentru că ele coincid cu scopurile noastre. Because they also coincide with our goals. De a stabiliza situația în societate. Of stabilizing the situation in society. De a crea condiții pentru ca actualul Parlament să activeze într-un regim normal și constructiv. And creating conditions for the constructive and normal operation of the Parliament. Eu astăzi am semnat decretul prin care se convoacă prima ședință a Parlamentului pentru 5 mai. And today I have signed the decree for the first session of the Parliament for the 5th of May. Și eu sper că conducându-ne și de acele recomandații care le-am primit astăzi de la domnul Solana, noi o să fim capabili să organizăm normal activitatea noului Parlament. And I hope that following the recommendations offered today by Mr. Solana, we would be able to organize the well activity of the new Parliament. Eu sunt ferm convins că după aceste întrevederi și cu președintele Uniunii Europene, domnul prim-ministru al Cehiei, și astăzi cu domnul Solana, noi, de fapt, am ieșit din criza politică care am fost implicați pe data de 6-7 aprilie. And I'm certain that, along with the visit of the President of the European Council, of the Presidency of the Council of the European Council, the Prime Minister of the Czech Republic, and the visit of Mr. Solana today, we have overcome the political issues from the 6th, 7th of April. Fracțiunea majoritară a partidului nostru o să facă tot ce este posibil ca să demonstreze acest constructivism în activitatea de fiecare zi a noului Parlament. And the majority fraction of the new Parliament is going to do everything possible for ensuring the functional operation of the new Parliament. Însă Republica Moldova, în relație cu Uniunea Europeană, se înceapă imediat, așa am dorit și am expus această opinie și domnul Solana, de a începe imediat tratativele pe baza noului acord cu Uniunea Europeană. And the Republic of Moldova will start the negotiations on the new agreement with the European Union. Și clar că noi solicităm foarte respectuos și în regim de urgență ca Uniunea Europeană să discute problema referitor la acordarea regimului de liber circulație a cetățenilor țării noastre în spațiul Uniunii Europene. And we are asking, respectfully asking the European Union for the possibility of accelerating the possibility of facilitating the visa access for the citizens of the Republic of Moldova. Eu țin să-i mulțumesc încă o dată domnului Solana pentru acea atitudine care bunăvoitoare care o demonstrează de fiecare dată către țara noastră, Republica Moldova. I would like to thank very much once again Mr. Solana for the positive and friendly attitude that he is showing for the Republic of Moldova. Și negătând la toate ocupațiile, foarte prompt a reacționat la invitația mea de a vizita astăzi Republica Moldova. Taking also in consideration the fact that even though he's very busy with all the events he must perform, he has decided to visit the Republic of Moldova. Și noi, moldovenii, o să ne străduim să facem totul ce este posibil ca situația să normalizeze și vizitele dumneavoastră, domnul Solana, să fie numai întotdeauna așa, mai mult de odihnă decât de lucru intensiv. And we, the Moldovans, will try to do everything possible for normalizing the situation so that you, Mr. Solana, will have visits to the Republic of Moldova for having rest, not for working. Mulțumesc. Thank you very much.